Luca, capitolul 16. Și le-a mai spus ucenicilor: Un om bogat avea un slujbaș, care a fost părât că îi risipea averea. L-a chemat și i-a spus: Ce aud despre tine? Dă socoteală de administrarea ta, pentru că nu mai poți fi slujbaș. Atunci slujbașul și-a spus: Ce voi face? Pentru că stăpânul îmi ia slujba. Să sap nu pot. Să cerșesc, mi-e rușine. Știu ce voi face, pentru că atunci când voi fi dat afară din slujbă, oamenii să mă primească în casele lor. Și i-a chemat unul câte unul pe datornicii stăpânului său. I-a spus primului: Cât îi datorezi stăpânului meu? Acesta i-a zis: 100 de măsuri de unt de lemn. El i-a răspuns: Ia-ți înscrisul, așează-te repede și scrie 50. Altuia i-a spus: Tu cât datorezi? Acela i-a răspuns: 100 de măsuri de grâu. El i-a zis: Ia-ți înscrisul și trece 80. Stăpânul l-a lăudat pe slujbașul nedrept, pentru că a lucrat cu înțelepciune. Fiindcă fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți între ai lor decât fiii luminii. Iar eu vă spun, faceți-vă prieteni din câștigul nedrept, pentru că atunci când veți duce lipsă, ei să vă primească în corturile veșnice. Cel care este credincios în puțin, este credincios și în mult, iar cel care în puțin este nedrept, și în mult este nedrept. Deci dacă în câștigul nedrept nu ați fost credincioși, cine vă va încredința adevărata bogăție? Și dacă nu ați fost credincioși cu avuția altuia, cine vă va da ce este al vostru? Niciun servitor nu poate sluji la doi stăpâni, fiindcă sau îl va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și pe celălalt îl va disprețui. Nu-i puteți sluji și lui Dumnezeu și avuțiilor. Au auzit acestea și fariseii, care erau iubitori de arginți, și îl luau în râs. Dar el le-a zis: Voi vă arătați drepți în fața oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, fiindcă ce este de preț pentru oameni este urăciune în fața lui Dumnezeu. Legea și profeții au fost până la Ioan. De atunci se vestește împărăția lui Dumnezeu și fiecare se luptă să intre în ea. Dar e mai ușor să treacă cerul și pământul decât să cadă și o singură virgulă din lege. Oricine își lasă soția și se însoară cu alta, săvârșește adulter, iar cel care se însoară cu cea lăsată de bărbat, săvârșește adulter. Era un om bogat care se îmbrăca în purpură și țesături fine și petrecea în toate zilele cu strălucire, iar un sărac, plin de bube, pe nume Lazar, zăcea la poarta lui și ar fi dorit să se sature cu ce cădea de la masa celui bogat. Ba și câinii veneau și îi lingeau bubele. A murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și a fost îngropat. Pe când era în sălașul morților, în chinuri, și-a ridicat ochii și l-a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. L-a strigat și i-a zis: Părinte Avraam, fie-ți milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în văpaie. Dar Avraam i-a spus: Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune în timpul vieții, iar Lazar cele rele. Acum însă el este mângâiat aici, iar tu te chinuiești. Și pe lângă toate acestea, între noi și voi s-a așezat o mare prăpastie, pentru ca cei care vor să treacă de aici la voi să nu poată, nici de acolo la noi.
Bogatul a spus atunci: Te rog, părinte, măcar trimite-l în casa tatălui meu, fiindcă am 5 frați, să le dea mărturie despre acestea, ca nu cumva să ajungă și ei în acest loc de chin. Dar Avraam i-a spus: Îi au pe Moise și pe profeți, să asculte de ei. El a spus: Nu, părinte Avraam, ci dacă ar merge la ei cineva dintre cei morți, s-ar pocăi. Dar Avraam i-a răspuns: Dacă de Moise și de profeți nu ascultă, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți.